promisiunea episodul 26, ultimul episod, rezumatul serialului turcesc. Promisiunea episodul 26, difuzat de postul de televiziune Canal D, în data de 26 decembrie 2023. Zumrut i-a zis lui Azimet să se mute, altfel îi va spune lui Serhat că ea a ucis-o pe mama lui. Toți se miră când Azimet pleacă și se așteaptă să riposteze cumva. Azimet și Abbas se înțeleg să le ucidă pe Zumrut și pe Ulfet. Abbas le răpește pe amândouă și încearcă să facă să pară că Behram a făcut-o. Zumrut îl sună pe Serhat, pe ascuns, și îl face pe Abbas să vorbească despre cum Azimet i-a cerut să o ucidă pe mama lui Serhat. Apoi ea și Ulfet reușesc să fugă. Abbas și Canan se înțeleg să fugă împreună. Zumrut știe despre ei de la Suhandan și îi urmărește. Behram îi urmărește și el și îl împușcă pe Abbas. Apoi vrea să o împuște pe Canan dar sosește Serhat și îl oprește. Behram este arestat. Cu Canan nu știm ce s-a întâmplat. Behram îl încredințează pe Fatih, fiul lui Hamid, lui Sohandan și toată averea lui, chiar dacă află că ea a pierdut sarcina. Serhat o denunță pe Azimet. Nevcihan și copiii ei se mută în străinătate. După un timp, Zumrut și Serhat au un copil.